Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 1.002 candidați repartizați în centrele de concurs după cum urmează. 159, Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza Suceava, 158, Școala Gimnazială Miron Costin Suceava, 261, Școala Gimnazială numărul 10 Suceava, 270, Colegiul Tehnic Samuel Isopescu Suceava și 154, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava. Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt învățământ preșcolar în limba română, 170, 33 de candidați, învățământ primar în limba română 130, educație fizică și sport 113, limba și literatura română 109. Rezultatele inițiale la proba scrisă vor fi afișate în data de 27 iulie la sediul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, dar și pe site-ul titularizare.edu.ro. Contestațiile se vor putea depune la sediul Inspectoratului Școlar Suceava sau se pot transmite prin mijloace electronice în zilele de 27 iulie după afișarea rezultatelor până la ora 21, respectiv 28 iulie până la ora 12. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 3 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, titularizare, candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată, adică suplinire, minimum nota 5.